cred că de asta avem noi nevoie după amiaza aceasta, de palmele fierbinți ale dumneavoastră. Să nu fiți gârciți cu palmele, dați cât mai multe. Acești copii frumoși au nevoie, în primul rând și în primul rând, de căldura palmelor dumneavoastră. Oana Pușcaș. Bună seara! Bună seara, vă spun și eu, și aș începe prin mulțumiri pe care vi le adresez dumneavoastră, spectatorii noștri care au fost aici duminică de duminică și i-ați încurajat pe acești copii, chiar și atunci când au greșit, chiar și atunci când au fost fenomenal de buni. Dumneavoastră sunteți singurii care puteți să le oferiți posibilitatea de afirmare, de aceea noi vă mulțumim pentru că ați fost aici lângă noi toată vara. De asemenea, aș vrea să îi mulțumesc lui Radu, care întotdeauna ne-a ajutat aici cu sunetul, merită și el multe, multe aplauze, da? Prietenului nostru, Marius Rusu, care este ca un tătic pentru grupul Kia Soul, întotdeauna alături de copii la greu și la bine. Și am aici două diplome. Ele sunt pentru colaboratorii noștri care duminică de duminică au venit aici și chiar au oferit premii pentru acești copii. Este vorba despre Asociația Adrian Enache, reprezentată prin Ioana Matveev. Mulțumim mult, Ioana! O diplomă din partea noastră, din partea grupului Kia Soul, să-ți aduce aminte de noi și de spectacolele noastre. Și a doua diplomă este pentru Centrul Europe Direct, reprezentat de domnul Radu Cășvăneanu. Vă mulțumim din suflet! Mulțumim și noi! Mulțumim, mulțumim mult! Mulțumim! Și îi așteptăm puțin mai târziu. Și Ioana și domnul Cășvăneanu au câteva premii pentru copii, premii de popularitate, vă vor spune ei mai târziu. Vă mulțumim mult și îl voi lăsa în continuare pe Marius să ne mai divulge din surprizele din această după-amiază.